Salut și bine te-am găsit la ziua cu numărul 21 din 366. În fiecare zi fac câte o prezentare la cât un pachet de cărți de joc, iar acel pachet va ajunge undeva pe zidul de cărți din spatele meu. Astăzi vă prezint Modern Jerry's Nuggets Red. Există și varianta clasică a acestui pachet, dar probabil când voi ajunge la acel pachet să-l prezint anul acesta, o să fac o comparație cu acest pachet. Până atunci, haideți să ne focusăm la comentariul câștigător pentru astăzi, care va decide unde va ajunge acest pachet. Este de la Emi Cârlan sau Emi Carlan, nu știu care este denumirea corectă. Își dorește să ajungă pachetul pe rândul 3 și coloana 20, dar vom face asta după ce ne uităm un pic la pachet. Înainte de a vă arăta cărțile, vreau să vă povestesc un pic despre ele, ca o poveste foarte interesantă. Povestea nu este neapărat despre exact această versiune, este despre modelul de Jerry's Nuggets. În Nevada, cred că nu greșesc orașul, exista un casino Jerry's Nugget care producea aceste cărți de joc pentru casinoul lor, ca să nu primească cărți din exterior. Procesul pe care reușeau să producă cărțile era unul chimic, era unic în lume și din nefericire acea fabrică a ars în 1970. După acest incident au mai rămas, bineînțeles, pe glob câteva sute de pachete disponibile, fie pe la diversi dealeri, fie pe la persoane, fie pe la colecționari. Iar acum acele pachete sunt în mare căutare pentru că sunt un număr limitat, pentru că nu se mai pot reproduce prin același mecanism chimic, pentru că nu mai este legal. Iar acele pachete de cărți de joc care valorau 1 sau 2 dolari atunci când se vindeau în casino, în anii 70, acum le găsiți cu 500 de dolari. Eu mă bucur foarte mult că se fabrică în continuare aceste cărți de joc, îmi place foarte mult modelul de pe spate, simplu și doar doi stâlpișori, vi-l arăt mai bine aici, scrie Jerry's Nuggets. În prezent au apărut o grămadă de culori disponibile pentru acest pachet. Versiunea pe care o țin în mână se numește Modern Feel. Mai există și versiunea Classic Feel. Am să prezint și acea versiune într-o altă zi din acest an. Să dau jos sigiliu. Ce nu-mi place că a rămas un pic de adeziv aici. Pe una dintre margini scrie Jerry's Nuggets foarte mare, iar pe partea cealaltă identic foarte mare. Deasupra Nord Las Vegas, Nevada, exact cum vă ziceam, Nevada, aparent nu am greșit. Și ne așteaptă turnulețele. Aceasta este o carte extra, cred că există și pachetul acesta cu spate alb și turnulețele roșii. Nu l-am, dar acum că mă uit la el chiar îmi place. Și pe față este albă cartea. Înainte să întoarcem cărțile să le vedem pe față, pe spate, exact ca și pe cutie, spatele complet roșu, cele două turnulețe, marginile albe, dar trebuie să fac un evantai pentru că le simt deja frumos pe margini și alunecă foarte, foarte bine cărțile și par un pic mai subțiri, dar o să mă pronunț după ce o să scot cărțile extra din pachet. Avem pe față pe primul joker Compliments to Jerry's Nuggets, North Las Vegas, Nevada, sunt identici. Aș fi preferat să nu se vadă aceste complimente aici sus, parcă erau un pic mai frumoase și îmi place cum scrie aici Joker, foarte, foarte subțire. Mi-aduce aminte de Daniel Madison. Asul de mână neagră are un design foarte clasic, se vede că este în 1970, toamna. Iar pipurile sunt exact ca cele de la pachetele standard. Mi se pare că o idee, culoarea roșie este un pic mai aprinsă și la fel și culoarea galbenă. În rest a păstrat designul pentru picture cards, sunt ca cele de pe cărțile standard. Sper să nu mă înșel dacă sunt ceva diferențe foarte minuscule. Cărțile le simt ușor curbate așa, un pic așa sunt curbate. Probabil de la modul în care au fost tăiate și foaia pe care sunt produse. Avem și cărțile roșii, aici nu cred că am să vă zic foarte multe, dacă sunt standard. Și o carte extra de pe spate normal și față albă. Deci un evantai pe față, uitați-vă cât de bine alunecă cărțile. Se simt că sunt foarte moi. Le-am simțit până să fac acest spring. Te simt subțiri, îmi aduce aminte de Virtuoso, un pachet pe care l-am prezentat acum ceva zile. Alunecă foarte, foarte bine. Hai să ne băgăm și la Anaconda. Nu vreau să fac foarte mare, că sigur o scap pe jos cu skill-ul meu.
Îmi plac foarte mult cum merg la springuri. Absolut superbe. Am să execut o Pandora. Aceste cărți de joc au fost folosite și în DVD-urile de la Dan Dave, cele cu cardistry, care sunt practic sămânța și începutul de din zona de cardistry și de flourish. Și aceste cărți le-au folosit în acele videouri, dar cele din 1970. Eu le recomand în special pentru cardistry, sunt foarte bune și pentru trupuri, dar pentru cardistry sunt perfecte. Facem și un de Paul spread pentru că știu că este preferatul vostru. Îmi plac foarte mult. Trenulețul. Mergem la cutiuță și băgăm cărțile înapoi și le așezăm pe zid. Haideți să așezăm pachetul pe rândul 3, coloana 20. Întargem coloana, este a patra cutie, este aici, dar tot am nevoie să mă însui pe canapea. Iar rândul al treilea este acesta. Foarte bine. Dacă ți-a plăcut clipul de astăzi, apasă butonul de like, lasă un comentariu unde vrei să ajungă următorul pachet de cărți pe zidul din spatele meu, abonează-te la canal ca să nu pierzi niciun episod. Îți doresc o seară de colecție.